Animalele, la fel ca oamenii, au și ele zile proaste, dar diferența e că uneori ele au nevoie de ajutorul nostru pentru a supraviețui necazurile. Am adunat momente incredibile în care animalele cer ajutorul oamenilor. Vizionați până la capăt pentru a vedea cele mai emoționante salvări, așa că puneți un like și să începem! Acest micuț avea nevoie de ajutor și oamenii i-au făcut un mic pod pe care acesta a putut să iasă din piscină. Acest câine a fost găsit legat, murind de foame. Din fericire, vecinul care își făcea griji a sunat la o organizație de salvare care au eliberat câinele de lanțuri și l-au hrănit bine. Un moment foarte emoționant. Pisica paralizată primește pentru prima oară un cărucior făcut special pentru ea. O bufniță plutea în apă și se părea că nu avea puteri să mai iasă de acolo. O oaie s-a blocat printre gardul de sârmă și cere ajutor. Iată și salvatorul ei. Șoferul a observat un mânz confuz și a decis să se oprească. S-a dovedit că micuțul nu găsea o cale de a trece peste barieră pentru a fi lângă familia sa. Dar acest om bun nu a rămas indiferent. Această operațiune specială a meritat toate eforturile atunci când câinele a fost salvat cu succes. Acest tip îl ajută pe Leneș să traverseze drumul și animalului îi pare că zboară. Încă o salvare minunată a unei vulpi care și-a blocat piciorul într-un gard. Doi elani s-au încurcat între coarnele unul altuia. Panica nu le dădea voie să scape, dar într-un final s-au liniștit pentru a le permite salvatorilor să îi elibereze. Bufnița s-a încurcat într-o ață și cerea ajutor. Din fericire, bărbatul nu a rămas indiferent. Un pui s-a blocat în gard și salvarea lui se complică, fiindcă el este păzit de o lebădă adultă. Totuși, bărbatul era hotărât să ajute, așa că peste ceva timp el a reușit să-l elibereze pe cel mic. Bărbatul îi dă lapte pisicii și cât de drăguț aceasta îi cere mai mult. O focă a rămas prinsă într-o plasă de pescuit și deja nu mai spera că va scăpa, dar noroc că acești băieți înotau pe alături chiar în momentul potrivit. Bărbatul a observat un arici care s-a blocat în iarbă și a reușit să salveze micuțul speriat. Salvarea unui struz din apa înghețată nu e o sarcină atât de ușoară, din cauza dimensiunii și puterii păsării, dar oamenii au reușit să găsească o modalitate de a salva struțul fără a-l răni. Pasărea s-a încurcat într-o ață fină, iar această femeie a scos foarfeca și s-a pus pe treabă. Într-un final, pasărea a zburat mulțumită. Ursul panda a căzut într-un baraj și a rămas blocat acolo. Din fericire, peste 3 ore, salvatorii locali au reușit să-l salveze și să-l ducă într-un loc sigur. Acest papagal minunat tocmai s-a trezit după anestezie și uitați-vă cum îl liniștește veterinarul.
dugognii sunt înscriși în Cartea Roșie și se află pe cale de dispariție. Iată aici, în Indonezia, unul dintre dugogni a fost găsit într-o cușcă, sub apă, legat cu o frânghie. Este un mare noroc că scafandrul care nota întâmplător pe alături a văzut animalul și a chemat salvatorii. Iar în aceste imagini vedem salvarea absolut miraculoasă a unui urs care se înneca. Acest bărbat este un erou adevărat. În aceste imagini, lucrătorii cu excavatorul salvează o vacă blocată. Ei trebuie să aibă mare grijă ca să nu rănească animalul și se pare că au reușit cu succes. Niște salvatori au eliberat un câine, capul căruia a rămas blocat într-un borcan de plastic. Un bărbat a văzut un câine lihnit de sete, dar fiindcă nu avea niciun vas din care să-i dea apă, l-a lăsat să bea din palmele sale. Salvatorii au găsit un pui de girafă care printr-un mod incredibil s-a împrietenit cu un câine. Într-un final, acesta a fost salvat și trimis la o rezervație naturală. Ceea ce e și mai interesant este că patrupedul a fost de asemenea salvat. Acum acesta împreună cu noi săi stăpâni merg des la rezervație pentru a-și vizita prietenul. Niște bicicliști din Spania au salvat un elan care a ajuns în apă și nu putea ieși. După mult efort, au reușit. Acest vițel a fost înghițit pe jumătate de nisipurile mișcătoare, dar salvatorii au reușit să-l scoată la timp. Iar aici, niște voluntari au salvat un cangur mic care era prins în apă. O vulpiță și-a prins laba între copaci și uitați-vă cu câtă liniște aceasta așteaptă să fie salvată. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați salvat și voi măcar o dată în viață un animal. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!